De ce ai acceptat să vii în România în 2006? Pentru că tu jucai la Boavista, o echipă cu care ai terminat pe locul 6. Erai aproape de podium chiar în perioada. Era o echipă bună a Portugaliei. Da, pentru bani. Atunci când am plecat din Portugalia în România, a fost pentru bani, pentru că aveam salariu mai bun în România. Și atunci am zis să încerc, pentru că în fotbal trebuie să câștig bani, nu mă interesează mai nimic. Chiar aveam o ofertă de la Benfica. Atunci, da, de la Benfica? Da, atunci mai puțin bani și am rotat ca să fie în România. Deci să înțeleg că CFR Cluj te plătea mai bine decât ce ți oferise Benfica? Da, mult mai bine. Poți să ne spui cât ai câștigat cel mai mult la CFR Cluj? Nu. Haide, insist, te rog, și de ce? Pentru că și Toni da Silva ne-a spus că câștiga 14.000 de euro pe lună. Nu, câștiga mai mult, dar nu pot.